Colega mea, Cătălina Pătru, este în fața reședinței lui Irinel Columbeanu, acolo unde se află Irina în acest moment. Bună dimineața, Cătălina! Are vreo șansă Monica să-și ia fetița astăzi? Bună dimineața, e greu de spus, având în vedere că Irinel amână cât poate el de mult încredințarea fetiței. Dovadă stă faptul că Monica nu a reușit ieri să-și ia copilul din casa de la Izvorani. Irinel a plecat împreună cu cea mică înainte ca Monica și avocatul ei să ajungă aici. În cele din urmă, aceștia i-au lipit o notificare prin care îi aminteau lui Irinel că sentința dată de Tribunalul București trebuie respectată și copilul trebuie încredințat pe cale amiabilă. Acest lucru nu s-a întâmplat. În consecință, Monica așteaptă acum ca decizia Tribunalului București să ajungă în mâna ei pentru a-și putea recupera de aici fetița. Ea speră ca acest lucru să se întâmple chiar azi. Cătălina, mulțumim frumos pentru aceste date.